Posibilitatea unui conflict armat în zonă există, iar acest lucru face ca autoritățile de la Chișinău să aibă în calcul toate scenariile și să prevină anumite situații. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Există riscuri foarte mari de declanșarea unui conflict armat în zonă, dar sperăm că vor continua discuțiile și ele nu se vor materializa. Noi suntem obligați să examinăm toate riscurile și să analizăm riscurile lucru care l au făcut instituțiile noastre, a declarat șefa statului. Maia Sandu a ținut să îndemne populația să fie vigilentă, dar nu panicată. Noi suntem o țară pașnică și vrem foarte mult să ne fie respectat dreptul la pace, a mai spus președinta. Potrivit lui Sandu, Republica Moldova este vulnerabilă pe mai multe dimensiuni și evident că consecințele unui conflict armat ar fi dificile pentru țară. Încercăm să pregătim anumiți pași, anumite planuri de acțiuni pentru ca să avem activități coordonate pe intern și pe extern. Există și posibilitatea ajutoarelor externe. Noi avem sprijin din partea partenerilor internaționali de mai mulți ani, a spus Sandu.